În perioada 3-8, 12-8-2020, în județul Mehedinți are loc livrarea primei tranșe cu produse alimentare achiziționate de Guvernul României în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Peste 20.000 de persoane vor beneficia de produse alimentare prin acest program. Instituția prefectului județului Mehedinți coordonează întreaga acțiune de distribuire a pachetelor cu alimente și am luat toate măsurile necesare pentru ca cele aproximativ 20.300 de pachete cu produse alimentare achiziționate de Guvernul României să ajungă la toți beneficiarii. Este foarte important să ne aducem aportul într-un program care vine în sprijinul a 10.000 de oameni din acest județ, oameni pentru care aceste produse sunt extrem de folositoare. Primele localități în care începe luni 3 august anul curent livrarea pachetelor sunt Drobeta, Turnu Severin, Balta, Bâlvănești, Cireșu, Breznița, Ocol și Godeanu. După ce se va încheia livrarea produselor alimentare în localitățile stabilite de fiecare primărie, beneficiarii vor ridica pachetele în baza actului de identitate după un grafic stabilit de fiecare primărie în parte.